cumva mulțumim și ne sfătuiește Dumnezeu, vecheați să nu vă ia, nu, îngrijorării vieții aceștia, nu? Dacă mergem cu gândul la Ghețemani, la adormitul ucenicilor, de ce au adormit cele 10 fecioare? Zice cuvântul, adormiți de întristare. De ce s-au întristat cele 10 fecioare și au adormit? Păi vine și ne-a uitat și ne-a onorat și ne-a chemat și ne-a îmbrăcat și ne-a plătit haina, nu? Haina de nuntă. Și ele au fost între cei care au primit haina de nuntă și au îmbrăcat cu ea. Și au luat candelele și totul e faină. Și mergem la nuntă și nu mai vine noaptea. Și las că vin, hai că poate vin, hai că poate vin, hai că poate, nu știu, o mai veni. O mai veni. Și de întristare asta, că uite, nici aia nu-i bine și nici aia nu-i bine și uite cum arătăm și uite ce s-a întâmplat și uite cât e de târziu și uite cu tare. Au adormit toate. Și apoi, învățătura minunată. Că zice că nu putem anula făgăduința lui Dumnezeu. Dacă întârzie, ce spune cuvântul să facem cu ea? Așteaptă-o, că vine. Bun. Nu obosi la așteptarea aceasta. La miezul nopții s-a auzit strigătul. Iată mine. Ieșiți în întâmplare. S-au trezit. Câte s-au trezit? Interesant. Toate s-au trezit. Era o diferență între ele? Mulțumim. Mulțumim, ați citat exact capitolul în așteptarea Întâlnirii Domnului. În aparență, asta e cuvântul Dumnezeu, toate erau la fel, toate erau îmbrăcate în alb, toate aveau candelele cu ele, toate aveau ulei în candele, toate aveau lumină în... Nu? Și-au pregătit repede și gata. Dar au văzut câteva dintre ele. Că ce se întâmplă cu lumină în candelele lor? Nu? Și ce au descoperit ele care trebuie să facă acum, ca să nu se stingă lumina din candele? Ce nevoie avea? Să completeze. De unde se completeze? Ce n-aveau? Ce n-aveau? Hai să citim. Zice, nu că n-aveau ulei. Aveau ulei. Dar ce n-aveau? N-aveau ulei de rezervă. Stau și mă întreb, noi, cei prezenți, de la cei mai tineri aici în față, pe primul rând, noi copilașii, până la cei mai în vârstă, dacă avem ulei, de vreun fel, nu de rezervă, mă întreb, nu știu, n-am curajul să arăt cât degetul, nici măcar spre mine însumi, că mi-e frică de ce descoperim. Hai să citim despre această învățătură minunată, dar solemnă deopotrivă pentru sufletele noastre în articolul în întâmpinarea Mirelui. Zice, pentru un timp nu s-a observat nicio deosebire între ele. Tot așa este și cu biserica care trăiește chiar înaintea revenirii Domnului Hristos. Toți cunosc Sfintele Scripturi. Toți au auzit solii despre apropiata revenirea Domnului Hristos și plin de încredere așteaptă înălțarea Lui. Dar, cum se ilustrat în parabolă, tot așa stau lucrurile și acum. Intervine un timp de așteptare. Credința este pusă la probă. Și atunci când se aude strigarea, iată mirele, ieșiți în întâmpinare, mulți nu sunt gata. Ei nu au îndelemn în vasele și lămpile lor. Și acum zice, ei sunt lipsiți de... Ce înseamnă undele? Doctrina de învățământ. De asta să fie lipsiți. N-au Biblia. Ce n-au? Nu cumva alții suntem în cea mai mare primești? Nu cumva ne-am mulțumit că dacă am aderat conștient și inteligent, nu am încăpă înțeles, la niște adevăruri sfinte și sacrale lui Dumnezeu, e destul. Deci avem cuvântul și l-am primit. Nu l-am aruncat afară cu dispreț, l-am primit. Avem cuvântul. E destul. Cuvântul zice, e o candelă. Bun, aveau candele, toate 10. Ce n-aveau? Uleiul n-aveau. Ce uleiul? Zice, ei să citesc lipsiți de Duhul Sfânt. Fără Duhul lui Dumnezeu, numai cunoașterea Cuvântului Dumnezeu nu este de nici
un folos, măcar să zic că e de un mic folos, mai era cumva. Teoria adevărului neasoțită însă de Duhul Sfânt nu poate reînviora sufletul și nici sfinții inima. Neînviorat ce înseamnă? Obosit, amărât, înleșin, aproape terminat. Nu poate înviora, doar cuvântul. Cineva poate cunoaște foarte bine poruncile și făgăduințele Bibliei, dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu întipărește adevărul în inimă, caracterul nu va fi transformat. Fără iluminarea Duhului Sfânt, oamenii nu vor fi în stare să distingă adevărul de rătăcie. Ei vor cădea pradă ispitelor spuse ale lui Satan. Cei reprezentați printre cele nechizuite nu sunt ipocriți. Ei au considerație față de adevăr. L-au apărat. L-au susținut. Unii ca aceștia se simt atrași către cei ce cred adevărul, dar nu s-au supus cu totul lucrării Duhului Sfânt. Ei n-au căzut pe stânca Iisus Hristos, n-au lăsat ca firea lor cea veche să fie sfărâmată. Această clasă de credincioși sunt înfățișați de asemenea prin auzitorii reprezentați de pământul stâncos. Primesc foarte repede cuvântul, dar dau greș în asimilarea principiilor lui. Influența cuvântului nu e durabilă. Duhul lucrează asupra inimii omului în măsura în care acesta dorește și consimte ca Duhul să se sădească în el în natură nouă. Dar cei reprezentați de fecioare nețerte au fost mulțumiți cu o lucrare superficială. Discutam cu un tânăr săptămâna asta așa, despre cum înțelege el propria lui alergare, alergarea noastră în general, felul în care mergem ca copii ai Lui Dumnezeu cuvântul ăsta. Și impresia lui era de oboseala asta, care dacă mai ține mult, probabil că se alege praful de speranța noastră că ne mai vedem cu Dumnezeu. Nici gândă seriozitate de... De ce? Nu că oamenii nu sunt sinceri, ci au pierdut miezul transformării lor. Adică ustensila cerească, nu? Puterea lui Dumnezeu care îl schimbă pe om, care îi dă sens și sevă alergării lui. E puterea aceea, energia aceea, pentru ce eu dau putere cel obosit. Deci, dar voi rămâneți în cetate până veți primi o putere de sus, adică darul Duhului Sfânt. Da. Nu putem să predicăm despre Duhul Sfânt. Nu. Aștepta nimeni. A trebuit să încheiem cu nădejdea sfântă și sinceră. Doamne, ne-ai promis și te vei ține de cuvânt. Fără să ne dorim și să cerem și să primim. Și să nu primim numai cât să ne țină până diseară la Sfânta Cină. Sau să ne țină până mâine seară, duminic. Sau să ne țină până nu știu când, săptămâna viitoare. Să cerem în așa fel încât să fie abundent darul lui Dumnezeu pentru noi. Zice, pentru cel ce se supune voinței lui Dumnezeu, Domnul nu-i dă darul cu măsură, nu-i dă Duhul cu măsură. Adică ne dă din abundență. Și dacă ai un vas de rezervă, o să-ți dea Dumnezeu să curgă peste el, în afară. Nu ca să ne batem joc pe el și să-l risipim. Pentru că Dumnezeu nu face risipă niciodată absurd. Nu? Este învățătură și pentru noi să ne facem risipă în Biblie. Apropo de aruncatul margaritarilor sau așa. Înțelegem că principiul este să ne face risipă cu Dumnezeu. Dar ne dă din abundență pentru că apreciem și pentru că ne dorim și ne dorim să fim siguri că ce? Că suntem păstrați de El în puterea de a nu cădea la pământ. În puterea de a termina alergarea triumfătorii Hristos care ne-a iubit. Nu știu să va alege de noi. Nu știu pentru cei mai tineri cum va fi provocarea la care sunt supuși curând. Nu știu pentru noi toți cei prezenți. Nu știu multe lucruri nici despre mine însumi. Dar știu doar atâta. Dumnezeu, în dragostea Lui, a luat toate proviziile necesare de la cei doi măslini. Văzuți în viziune, se povară uleiul auriu care să umple vasele inimii, să facă să strălucească lumina cunoștinței lui Dumnezeu printre oameni. Isaia, scoală-te, luminează, căci lumina ta vine. Nu spune produtul lumină. Sau luminează de tu singur, pe tine însuți. Că nu ai cum să faci asta.
Explică imediat versetul, căci lumina ta vine și slava Domnului, cu puterea Domnului, cu Duhul Domnului, răsare peste tine. Și în felul acesta, creștin iese mai mult decât biritor. În întunericul lumii, în întunericul bisericii, Dumnezeu să aprindă lumina adevărului sacru, al uleiului Lui. Atenție, nu al învățăturii, al adevărului. Adevărul nu e învățătură. Adevărul e învățătura aplicată, vie, pusă în practică, lăsată să sfințească caracter. Adică prin Duhul Lui, un adevăr care ne-a transformat, o putere vie, neprihănirea Lui. Cuvântul spune mai departe, nu avem timp să citim și nici ne propunem să citim acum, din acest superb ultim articol din Cartea Pildele Domnului. Candela este Cuvântul lui Dumnezeu. Uleiul este Duhul lui Cel Sfânt. Iar ceea ce iese când dai foc, e lumina, nu? Ce e lumina? Lumina este neprihănirea Domnului Hristos, pe care nu o putem produce. Ea vine prin Duhul lui Dumnezeu, în candele care ne pasă. Deci citim cuvântul omului, îl aprofundăm, dar mult mai mult decât atât, îl aplicăm la viața noastră și devine o lumină. Și creștinul este văzut ca fiind lumină pentru popoare. Acel înger care a văzut pe mijlocul cerului, iluminând tot pământul cu slava lui, înseamnă făgăduința lui Dumnezeu, a unei lumini, a neprihănirii lui Dumnezeu văzut în caracter. Cu aceste ultime cuvinte încheiem meditația noastră de astăzi. Pe ultima pagină a cărții Pildele Domnului. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Această solie este adresată acelora care ies în întâmpinarea mielului. Domnul Hristos vine cu putere și slavă mare. El vine în slava sa și în strălucirea Tatălui Său. El vine însoțit de toți îngerii sfinți. În timp ce lumea întreagă este afundată în păcat, în locuințele sfinților va fi lumină. Primele raze de lumină ale revenirii sale vor străluci asupra lor. O lumină curată, nemânjită, va străluci din măreția lui Hristos, răscumpărătorul. El va fi admirat de toți aceia care i-au slujit. În timp ce cei răi fug de prezența lui, urmașii Domnului Hristos se vor bucura. Patriarhul Iov spunea, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Urmașilor săi credincioși, Domnul Hristos le-a fost un tovarăș zilnic și un prieten apropiat. Ei au trăit într-o strânsă legătură, într-o continuă comuniune cu Dumnezeu. Pentru ei a răsărit slava Domnului. În ei s-au reflectat lumina cunoștinței și slavei Dumnezeu de pe fața lui Iisus Hristos. Acum ei se bucură de razele neumbrite ale strălucirii și slavei Regelui Mării în toată maestatea sa. Ei sunt pregătiți pentru comuniunea cu cerul, pentru că ei au cerul în inimile. Puterea lui Dumnezeu. Dacă ei mai lăsa să alerge 70 de ani sau 170 de ani de pământ, ar fi la fel de proaspeți. Cum a fost Pavel, cum au fost toți bărbații credinții, și o singură privire la cruce îi făcea să se ridice în și mai mare elan, uitând cerul lor și aruncându-se spre cei înainte. Dumnezeu să ne ajute ca în el, privind cu băgare de seamă la ceea ce a suferit, să putem și noi găsi putere și har și Duhul Său din belșug care să ne facă biruitori în alergarea noastră, împotriva firii, împotriva păcatului, împotriva diavolului. Dumnezeu să fie cu noi, după mare îndurare. Amin. Amin.